Bine ați venit, doamnelor și domnilor! Eu sunt Balagiul nostru preferat și astăzi mi-a venit o idee din comentariile voastre multe și deștepte de la ultimul clip despre coronavirus, și anume tipuri de oameni bolnavi în perioada asta. Perioada asta când ne pândesc atâtea boli la fiecare colț, fie coronavirusul, gripa, răceala simplă, pesta porcină și pe lângă o grămadă de alte boli de care probabil nici n-am auzit încă. Așa că haideți să intrăm direct în videoclip, să nu mai stăm, cu tipul de om de pe primul loc, și anume tipul ăla speriat de bombe, frate. Ei bine, eu cel puțin cred că cumva cu toții avem cel puțin un prieten sau cunoștință de genul ăsta. Un prieten care atunci când a ajuns coronavirusul în România s-a urcat efectiv pe tavan de frică. Tipul ăla de prieten care are de obicei la el cel puțin, să zic așa, 3 spray-uri cu spirit, o mască de gaze și un costum din antiradiație, de parcă tocmai a ieșit dintr-o uzină nucleară care probabil a luat și foc. Fără glume despre Cernobâl, please. Tipul ăsta de prieten care, dacă prin minune iese afară din casă și să zicem că merge să se plimbe prin parc și se pune pe o bancă, dacă altcineva se așează lângă el, scoate imediat spray-ul și îl face pe ăla luarcă, după care cel mai probabil o să-i dea și foc ca să fie sigur că omoară toți germenii, virusurile și probabil și pe săracul domn care a făcut greșeala să se așeze acolo. Asta dacă nu vin pompierii la timp. Pe locul 2 avem tipul ăla de om care pune botul la orice, frate, bă, dar la orice. Da, stă să urmărească toate știrile și da, are feed-ul de Instagram plin ochi cu mituri despre coronavirus. Tipul ăsta de om pune botul la oricine care spune orice. Tipul ăsta de om de obicei are și niște părinți care ajung să-l roage să arunce în focurile iadului orice lucru din casă care este făcut în China, made in China, ca să fie ei siguri că magic nu se infectează cu COVID-19. Tipul ăsta de om trebuie oprit și trebuie oprit cât mai curând. Trebuie învățat să își asculte și creierul să filtreze informațiile pe care le aude și să nu le mai ia motamo. Pentru că dacă nu, probabil tipul ăsta de om o să se gândească el mai bine și o să descopere că de fapt majoritatea chestiilor din jurul lui sunt made in China, inclusiv hainele de pe cel mai bun prieten al lui sau lucrurile din casa ta, și nu cred că îl vrei pe omul ăsta să-ți bată la geam și să-ți dea foc la casă. Pentru că n-aveai tu o lustră de pe nu știu unde made in China. Un al treilea tip de om este tipul ăla cumva indiferent sau mai bine zis irresponsabil. Of, 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 ce avem noi aici? Un om simplu care își face rutina zilnică. Se trezește de dimineață, mănâncă ceva, merge la job sau la școală, își termină creierul acolo, după aceea se întoarce acasă și se culcă. Iar următoarea zi, luând totul de la capăt. Ei bine, tipul ăsta de om este cel care spune nu îmi pasă la aproape orice și lasă informația să treacă pe lângă el. Inclusiv informațiile legate de virusul ăsta. Așa că omul nostru nu se deranjează și merge cu autobuzul, metroul, avionul și dacă se poate și cu cineva în brațe care să-i tușească direct în gură. Și ba mai mult, pentru că nu s-a mai spălat pe mâini de atâta timp, cumva deja are o colecție rară de niște bacterii și virusuri nemai întâlnite de specia umană până acum. Și real nu vrea să scape de bacteriile astea pentru că, vă spun eu de ce, e o regulă ca în Yu-Gi-Oh! Sau Duel Master sau orice joc de cărți în care colecționezi lucruri, nu-ți vine să dai ceva decât dacă e dublură. Iar ei bine, el are numai specii unicat. Dar problema adevărată cu tipul ăsta de om, el refuză să aibă grijă de persoana lui și sănătatea lui, cumva o periclitează și pe acelor din jur. Familie, prieteni, colectivul din jurul lui, școală, la lucru, înțelegeți voi. Foarte urât. Un al patrulea tip de om este tipul ăla de om calculat și cumva și rațional. Tipul ăla de om care își alege informațiile pe baza unui raționament.
chestia asta mai rar găsești. Tipul ăsta de om este cel care preia informația de la TV, articole, ziare, de pe net, de oriunde se poate și o filtrează prin propriul filtru al gândirii și ia o decizie rațională în consecință. Ăsta e tipul de om care merge pe stradă, dar evită locurile aglomerate, poartă mască dacă simte el că i-ar veni să tușească pe pisica vecinei de pe scară, și este și tipul de om care se alimentează corect, face și mișcare, iar dacă se întâmplă să aibă vreo problemă, își sună doctorul de familie dacă are vreo nemulțumire sau vreo întrebare. Tipul ăsta de om este tipul ideal. Iar într-un final am ajuns și în trecut, cu mai bine de câteva sute de ani, la al cincilea tip, și anume tipul ăla de om medieval, care trăiește în trecut și care tratează bolile mai mult ca pe niște blesteme aduse de niște zei malefici, de niște demoni. Tipul de om care oricând, în schimbul unui vaccin sau a unei pastile, va prefera o baie în oțet sau niște cartofi pe gât. În aceeași idee, ăsta este tipul de om care, în timpul lui liber, arde vrăjitoarele pe rug, participă la execuții în piața publică, îl urăște pe Galileo ăsta cu teoriile lui nebunești despre pământ, cum că ar fi rotund, sau pune usturoi la geam de frică să nu intre strigoii, ori poartă un țăruș la el când trece prin bran ca să fie sigur că n-o să-i sară vreun vampir fioros la bere gata. Dar acum, na, serios vorbind, tipul ăsta de om nu mi se pare că este rău intenționat, pentru că într-un fel sau altul el face ce consideră el că e mai bine, face ce a învățat la rândul lui de la părinții lui, dar asta nu înseamnă că este și corect sau măcar benefic pentru sănătatea lui ori a celor din jur. Dar ei bine, asta a fost și clipul de sâmbătă asta. Eu am fost Raju, dumneavoastră preferat. Sper că v-a plăcut și sper că înțelegeți că tot ce am zis aici se bazează cumva pe chestii adevărate, dar spuse în glumă. Coronavirusul, aka COVID-19 sau orice formă de gripă, boală, oricum s-ar numi, reprezintă un subiect serios care trebuie tratat ca atare. Ăsta e cumva un pamflet, dar dacă ești curios de informații concrete despre coronavirus, COVID-19, am făcut și un clip mai serios în care dau niște informații utile. Sâmbăta trecută, am postat acum o săptămână, du-te și aruncă un ochi, iar noi o să ne vedem sâmbăta viitoare cu un nou episod. Până atunci, eu v-am pupat, nu uitați să vă spălați pe mâini, pentru că nu vă pup, da, nu vă pup nici cum, nici dacă vă spălați pe mâini, o să stau la cel puțin 2 metri de voi de acum. V-am pupat, mua!